Trăim în era internetului, a tehnologiilor avansate și a dispozitivelor ce au capacitatea de a opri timpul. Provocat de această artă, arta fotografică, Ion Pleș Alexandru s-a transformat în timp din amator în șlefuitor de amintiri. Și cum te-ai apucat de fotografie? Ori s-a apucat ea de tine? Asta a fost acum 4 ani în urmă, când abia am început universitatea. Pur și simplu, nu știu, mi s-a trezit așa un interes să mă apuc de asta. Mi-a plăcut, mă uitam la alții, adică e un lucru interesant care poți să te ocupi, mai ales pentru un student, cred că e ceva interesant și care trezește interes. Dacă să fiu sincer, mai mult m-a inspirat faza că anume să lucrez cu aparatajul. Nu știu, pentru mine atunci era ceva deosebit și îmi doream foarte tare să am un aparat profesionist. Primul meu aparat a fost unul cu peliculă și, nu știu, am... În timpul ăla era cam costisitor pentru mine să lucrez cu el, pentru că, în mod normal, pelicula costa bani și însăși developarea sau chiar fotografiile să le faci costa bani și, respectiv, am trecut la unul deja digital. Ion este absolvent al Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, o fire ce ascunde în spatele echipului gânditor o armonie dintre vise și realitate, dintre ceea ce simte și ceea ce vede. Ai absolvit anul trecut Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării. Care e legătura dintre fotografie și jurnalism? Posibil că legătura între ele este că amândouă transmit o informație. Pe când jurnalismul transmite asta prin cuvinte, dar fotografia prin imagine. În colecțiile sale de fotografii vedem mai multe genuri fotografice. De la peisaje, la portrete, de la fotografii clasice, la fotografii artistice. Dincolo de ceea ce vedem noi, există un gen căruia îi acordă o atenție deosebită. Practic mai multe moduri, mai mult portrete, dar și mai mult peisaje. Pentru mine mai aproape este în mod normal peisajele, pentru că asta îmi oferă o doză de relaxare foarte mare. Mai ales îmi place foarte mult să fotografiez apusurile. Pentru mine e ceva, nu știu, extraordinar. Adică mă strădui în fiecare zi, practic, să plec să fotografiez aceste imagini frumoase. Probabil sunt mai multe detalii care contribuie la realizarea unei fotografii bune. Care ar fi cel mai important din punctul de vedere? Da, în primul rând, ca o fotografie să se primească foarte bine, aici contribuie mai multe părți. În primul rând, echipamentul pe care îl utilizezi. Plus la asta, ar fi ok să ai și un personal, adică, nu știu, make-up sau artist sau persoana care se ocupă de coafură. Da, exact. Plus la asta, dacă ai asistență, și mai bine, adică mie îmi ușurează mai mult lucrul. Plus la asta, trebuie să tragem atenție foarte mult la relația între fotograf și model, pentru că din start trebuie să creăm o ambianță prietenoasă, pentru că modelul să nu se simtă incomod atunci când se fotografiază sau, mă rog, există multe alte chestii. Îmi spune că una dintre aspectele importante este aparatura care o folosești. Tu ce aparatură folosești? Câte ustensile, câte variate sunt ele în colecția ta? Acum chiar 3 luni urmă aveam chiar 3 fotoaparate, însă, mă rog, foarte mult depinde și calitatea acestor obiective, pentru că sunt obiective și mai scumpe, dar sunt și mai ieftine și, în mod normal, obiectivele alea scumpe
fac și un, dau și un rezultat mai bun. Nu știu, trebuie să ai un fotograf, trebuie să ai mai multe ustensile, hai să zicem așa, începând de la sport pentru ștativ sau pentru umbrelă, până la blitz și alte chestii. Ce înseamnă originalitate fotografică, după părerea ta? Pentru mine a fi original înseamnă a fi simplu. Și asta am spus-o de nenumărate ori, pentru că nu trebuie să te complici și asta, atunci când te complici, cred că nu vine rezultatul pe care îl aștepți. De asta... crezi că fotografiile tale sunt simple? Eu cred că da. Sau modul în care vezi tu imagine. Da, foarte mult contează și persoana care face aceste fotografii. Dacă însă și persoana este simplă, în mod normal, ești original. Pentru mine asta. Eu chiar am inventat un motto: fii original, pentru că originalitate înseamnă simplitate. De ce și când trebuie să folosim editorile fotografice și Photoshop-ul și când nu trebuie să folosim? Foarte mult depinde de client, în primul rând. Dacă, spre exemplu, facem o ședință foto unei domnișoare, ea, în mod normal, are dreptul să spună ce trebuie să scot sau ce trebuie să adaug. Există multe persoane care cer diferite lucruri. De exemplu, hai să zicem chiar aceeași domnișoară, poate vrea să-i scoatem ridurile sau, nu știu, nu i-a plăcut cum i-a stat, nu știu, cum, în ce poziție a stat, poate trebuie de schimbat ceva pe fondal sau să adăugăm ceva, există diferite cazuri. Sau foarte mult depinde și pentru ce fel de fotografie. Dacă, de exemplu, facem o fotografie pentru o revistă, acolo, în mod normal, trebuie să folosim Photoshop, adică mai mult, pentru că, de exemplu, cântăreața sau vedeta care va fi pusă în revistă, trebuie să arate excelent. Atunci când vorbești cu o persoană care se ocupă cu arta, nu poți să-l întrebi ce-l inspiră. Pe tine ce te inspiră? Pe mine cred că mă inspiră oamenii. Asta e ideea și asta e adevărul. Adică oamenii sunt diferiți și mulți, practic, pot să îți inspire diferite lucruri. Se poate de trăit în Moldova doar din fotografie? Da, cred că e posibil. Dacă te pricepi și faci acest lucru foarte bine, cred că e posibil. Dacă ai puțin cap, cred că poți să faci orice. Practic, la noi în Moldova sunt foarte mulți fotografi care trăiesc practic pe asta și nu văd în asta o problemă. Format fotografia dintr-o pasiune, într-o meserie. Te-ai gândit să mergi și peste hotare, să faci o carieră în acest domeniu, mai ales că acum avem o opțiune mai ușoară de merge în țările europene. Da, exact. Am spus asta, foarte mulți m-au întrebat aceste chestii și mă repet încă o dată. Într-adevăr, vreau să plec peste hotare, în primul rând să fotografiez lumea. Și un vis foarte mare este să plec în Dubai, să fotografiez însă și orașul, noaptea, chiar și ziua, pentru că e un oraș foarte frumos și cred că merită tot ce am să dau ca să plec acolo să fac aceste fotografii. Ce gânduri ai pentru viitor legate de acest domeniu? Nu știu, sper să fac propriul meu studio foto și să lucrez în el, adică să, nu știu, sau chiar, cum am mai spus, să călătoresc. Sper că acest lucru va reuși și sper să vizitez câte mai multe țări, să văd locuri frumoase, să le fotografiez și să rămână ca amintire. Un talent niciodată nu vine de unul singur. Pe lângă faptul că este un fotograf remarcat și apreciat, acesta este atras și de film, ori și acesta presupune captarea imaginilor. Și dacă tot îi place arta, ne spune ce legătură are el cu beatbox-ul. Ce este de fapt beatbox-ul? Asta e un gen de muzică aparte care se face prin intermediul gurii, prin intermediul gâtului, a vocii, a limbii. Come on, everybody, every... Am văzut aceste chestii pe YouTube, m-a inspirat foarte tare și am zis de ce să nu încerc. Însă e la fel ca și în fotografie, adică dacă vrei să faci acest lucru bine, trebuie să practici foarte mult timp. Și sper că mi reușește. O faci singur sau te ajută cineva? Depinde.
fac și singur, dar e mai interesant și mai bine când se implică mai multe persoane în acest domeniu și se primește așa o ambianță foarte plăcută, adică interesantă.